Cântăriți oferta. Cântăriți oferta și votați. Și duminică de cauză. Să cântărească ofertele și să iasă la vot în număr cât mai mare. Așa au fost sfătuiți giurgiuvenii din cartierul Tineretului ieri seară, când au fost vizitați de către candidații liberali la posturile de consilieri municipali. Echipa liberală a ascultat problemele pe care și le-ar dori rezolvate concitadinilor și au constatat că multe dintre ele figurează în platforma programa candidaților PNL. Un cabinet medical cu program permanent, unde locuitorii cartierului și ai Giurgiului se poate efectua un tratament, iată una din doleanțele locuitorilor din Tineretul. Și un cabinet medical să avem unde asta face o injecție. Vi l-am promis, nu știu dacă ați. Depinde de domnul doctor. Depinde de noi. Deci noi vrem să facem un cabinet de tratamente social în care da, să... Să poți da. Să faci o injecție. Exact așa. Asta adică ți se face rău. O să citiți în programul să nostru. Să nu mai să umbli în tot cartierul să găsești asistență să-ți facă injecție. În programul nostru avem acest obiectiv în programul nostru. Reabilitarea celor mai vechi blocuri din cartier și din zona fabricii de zahăr a reprezentat o altă propunere a celor din cartierul Tineretului. Solicitările anterioare de sprijin pentru consolidarea și modernizarea locuințelor au rămas însă fără rezultat până acum. Și nu mi-a aprobat nici a doua cerere. Ca să vedeți, doamnă, ce înseamnă dezinteresul și toate cele. Că putea să o facă și să dea un exemplu, fiindcă blocul de aici, Putereasa, mie îmi place foarte mult. Planurile liberale de refacere a blocurilor urmează o linie modernă și civilizată, dând o înfățișare plăcută zonei și o altă utilizare a spațiului exterior. Nu mă interesează zona cu țiglă, pe banii primăriei, cu terase. Cei de la etajul 1 vor beneficia de acea terasă, iar cei de sub de la parter de spațiu adecvat de sub terasă. M-ați înțeles? Da. Fiindcă trebuie să dăm o notă de civilizație și ceea ce vedem și fiul dumneavoastră în alte părți se poate construi și la noi. Scoaterea apei de la parterul blocurilor a reprezentat o altă problemă a cetățenilor din cartier și se speră în sprijinul primit de la viitoarea administrație giurgiuveană.